Bună ziua, bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza, pentru început haideți să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Orașul Constanța scapă de astăzi de restricțiile de weekend. Asta înseamnă că antreprenorii își vor putea ține deschise afacerile și după ora 18, iar declarația pe proprie răspundere va fi folosită abia după ora 22. În momentul ăsta fațadele sunt terminate într-o proporție de 80%, să zic. Lucrările cazinoului avansează rapid. Fațada monumentului istoric este finalizată în proporție de 80%, iar subsolul este consolidat. Zi plină ieri la Centrul de Transfuzii Constanța, unde 50 de preoți de la Arhiepiscopia Tomisului au donat sânge. Orașul Constanța scapă de astăzi de restricțiile de weekend. Asta înseamnă că antreprenorii își vor putea ține deschise afacerile și după ora 18, iar declarația pe proprie răspundere va fi folosită abia după ora 22. Decizia autorităților vine după ce incidența cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus a scăzut sub 3,5 la 1000 de locuitori. De la debutul pandemiei, în județul Constanța au fost confirmate 41.653 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și 1.126 de decese din cauza COVID-19. Lucrările cazinoului din Constanța avansează rapid. Fațada monumentului istoric este finalizată în proporție de 80%, subsolul este consolidat, iar la etajul 1 au fost montate deja schelele pentru restaurare atât în sala principală cât și în sala oglinzilor. Iar pentru ca lucrările să avanseze fără întrerupere, constructorul a montat în interior și o centrală termică, astfel ca muncitorii să poată lucra indiferent de vreme. Continuă lucrările de reabilitare ale cazinoului. Muncitorii lucrează zi și noapte pentru a respecta termenul de execuție al lucrărilor de 30 de luni. Pe zi ce trece, cazinoul din Constanța își recapătă strălucirea de altă dată. Echipele de muncitori lucrează la foc continuu atât la interior cât și la exterior, totul sub privirile arhitectului Radu Cornescu, care este mulțumit de stadiul lucrărilor. În momentul ăsta, fațadele sunt terminate într-o proporție de 80%, să zic. Adică s-au reparat, s-au replicat acele ornamente care erau deteriorate. Ei au termen de la începerea lucrărilor, deci aprilie anul trecut, 30 de luni. Și eu cred că o să se înscrie în acest termen. Ghizii de turism abia așteaptă ca lucrările să fie gata, însă chiar și acum includ în tururile lor o oprire la cazino și le povestesc turiștilor despre istoria monumentului istoric. Se bucură de faptul că văd schelele acolo, chiar dacă momentul vizitei pentru ei nu le mai arată cazinoul pe care își doreau să-l vadă, dar înțeleg potențialul pentru viitor și faptul că va rămâne la vacanțele și ale nepoților de altfel viitoare pe care le vor avea aici. Îi bucură această acțiune și că se, într-adevăr, i-au văzut pe muncitori acolo pe schele și asta le dă siguranța când se fac lucrările într-un ritm susținut. Constanțenii, mai ales cei trecuți de prima tinerețe, privesc construcția cu nostalgie. Înăuntru avea un candelabru extraordinar de mult. Sâmbătele și duminicile se făceau, veneau toți turiștii de la Mamaia și cei care plecau tădeau de acestea pentru o specie. Sperăm ca să fie și mai bine și mai frumos, exact cum a fost și înainte, să ne bucurăm și noi de frumusețea lui și toți turiștii care vin la noi în Constanța să admire frumusețea cazinoului. De construit se construiește, că totdeauna bani de construcții se găsesc frumoase, adică cazinoul e un simbol foarte frumos al orașului. Cazinoul Constanța a fost inaugurat pe 15 august 1910, în prezența principelui Ferdinand. Pentru lucrările de refacere vor fi investite 112 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de Compania Națională de Investiții. Sărbătoarea Floriilor restricționează circulația autovehiculelor în zona peninsulară. Duminica aceasta, între orele 6 și 14, accesul mașinilor va fi interzis pe strada Arhiepiscopiei, pe tronsonul delimitat de strada Ion Cantacuzino și bulevardul Regina Elisabeta și strada Revoluției la intersecția cu Ioan Cantacuzino și intersecția cu strada Cristea Georgescu. Intrarea Domnului în Ierusalim va fi marcată de Arhiepiscopia Tomisului printr-un eveniment religios, care va avea loc în curtea Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Apostol Petru și Pavel. Slujba va fi organizată cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție împotriva infectării cu noul coronavirus, anunță Arhiepiscopia.
Pregătirile pentru vacanța de Paște sunt pe ultima sută de metri în Mamaia. Angajații firmei de salubrizare lucrează la foc continuu pentru ca stațiunea să fie curată lună atunci când vor sosi primii turiști. Un telespectator Doto TV a surprins în imagini în această dimineață aproximativ 15 muncitori care spală cu apă și detergent promenada din zona radioului public. În cadre se vede și o cisternă cu apă care îi ajută pe muncitori să igienizeze zona. Misiune de scoatere la suprafață a unei epave în acvatoriul portului militar Mangalia. Este vorba despre un ponton scufundat în anul 2005 odată cu cazarma plutitoare Arieșul. Acțiunea a durat aproape o lună și a fost posibilă datorită eforturilor scafandrilor militari din cadrul divizionului 176 nave și a scafandrilor de mare adâncime. Scafandrii spun că misiunea nu a fost lipsită de provocări, iar la succesul acesteia au contribuit atât experiența cât și tehnica din dotare. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice au aterizat în baza 57 de la Mihail Cogălnicianu. Odată cu aeronavele, la Constanța a sosit și un detașament britanic, format din aproximativ 200 de piloți, dar și personal tehnic. În următoarele 4 luni, militarii britanici împreună cu cei ai Forțelor Aeriene Române vor executa misiuni de poliție aeriană întărite sub comanda NATO. Aceasta este cea de-a treia rotație la Mihail Cogălnicianu a Forțelor Aeriene Regale Britanice, după ce din 2017 și 2018. Zi plină ieri la Centrul de Transfuzii Constanța, unde 50 de preoți de la Arhiepiscopia Tomisului au donat sânge. Constanța se confruntă cu o lipsă acută de sânge, iar preoții ortodoxi au decis să își ajute semenii. Este pentru a doua oară în acest an când clericii din Constanța vin în ajutorul bolnavilor care au nevoie de sânge. Cei 50 de preoți au răspuns pozitiv la apelul Centrului Regional de Transfuzii din Constanța și au venit să doneze sânge. Alături de ei a fost și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Și ne bucurăm că două zile continuu au fost și au donat sânge, pentru că este rostul nostru să arătăm că viața care se întreține prin sânge și oferind acest sânge semenilor noștri însemnează că participăm la viața, la sănătatea semenilor noștri. Sperăm ca exemplul dumnealor să fie urmat și de cât mai mulți locuitori ai județului Constanța. În spitale există pacienți care au nevoie de tratament transfuzional. Să îi ajutăm să se bucure de viața dumnealor și de sănătate, oferind puțin din sângele nostru. Preoții Arhiepiscopiei Tomisului donează sânge pentru semenilor de 4 ani la fiecare 3 luni. Tot Arhiepiscopia Tomisului a venit ieri și în ajutorul la 100 de familii nevoiașe din județul Constanța. Bunătate, speranță și lumină, fără frontiere, este noul proiect social-filantropic pe care Arhiepiscopia îl organizează în această perioadă cu sprijinul unei parohii din Germania. Primele 100 de familii care beneficiază de acest proiect au primit de la preoți pachete cu alimente neperisabile, măști și produse de igienă. Cele 100 de familii beneficiare ale proiectului filantropic Bunătate, Speranță și Lumină fac parte din parohiile Nazarcea, Culmea și Poarta Albă 3. La acțiunea socială a participat și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Nu ne-ați uitat, pentru că acolo unde trăiți sunt credincioși mai cu stare, ați gândit să adunați de la comunitatea românilor din Germania, unde slujiți, niște fonduri prin care aduceți la copiii amărâți de aici, din zona noastră. Noi vă mulțumim că ați venit cu atâta dragoste. Am reușit în Arhiepiscopia Tomisului în 3 parohii misionare, Galeșul, Nazarcea și Poarta Albă, să împărțim peste 100 de daruri familiilor defavorizate cu mulți copii din eparhia noastră. Astfel de acțiuni sociale vor continua și săptămâna viitoare. Un elev al Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța a fost admis la Universitatea Harvard. Darius Mărdaru a primit o bursă integrală din partea prestigioasei instituții de învățământ, după ce i-a impresionat pe profesorii Universității din Statele Unite cu premiile sale la Olimpiadele Naționale și Internaționale.
Darius Mărdaru are 18 ani și este elev la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, iar astăzi se poate lăuda că face parte din topul exclusivist al elevilor acceptați la Universitatea Harvard. Să merg la Harvard nu mi-am dorit din copilărie, pentru că n-am știut că există Harvard în primul rând. Și apoi când am auzit, m-am gândit că este ceva mult prea greu de atins. Sunt foarte multe date pe care nu le cunoști. Nu prea știi ce caută comisia care te admite. La ei se numește holistic, adică se uită la foarte multe lucruri. La tine ca om, la realizările tale, la cu ce ți-ai ocupat timpul în timpul liceului. Pe americanii a convins să-l accepte datorită nenumăratelor premii pe care le-a câștigat la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale. La fel de importante sunt și scrisorile de recomandare, eseurile și capacitatea de a fi impecabil la interviul final pentru admitere. Nu în ultimul rând, importanți sunt și banii. La Harvard mi-a venit scrisoarea financiară și am avut de plătit $85,000 în primul an. După ce te admit, ei lucrează cu tine ca să poți să-ți permiți tot. Și cu mine au decis că ei o să-mi acopere toate costurile. E o bursă totală. Profesorii lui Darius sunt extrem de mândri de el, mai ales că elevul a fost admis nu doar la Harvard, ci și la Columbia, unde a concurat cu aproximativ alți 60.000 de elevi din toată lumea. Performanța lui, pe lângă cea olimpică, aceea de a fi acceptat la două mari universități americane, dintre care el alege Harvard-ul, este capul de afiș al acestui an. Elevul își dorește să se specializeze în științele pământului și științe planetare asociate cu chimia, dar și neuroștiințele, biochimia și biologia moleculară îi surâd. Sigur se va dezrădăcina, sigur, dar asta e. Până la urmă, urmei trebuie personal el să se afirme. Încerc să, eu cu mine, așa să-mi vorbesc în fiecare zi că trebuie să accept. Deși lacrimile continuă, joacă în ochi. Mă bucur că a reușit, merita din plin. Este un elev foarte ambițios, cu un potențial, cu o putere de muncă extraordinară. Printre cele mai cunoscute figuri internaționale care au trecut pe la Harvard se numără John F. Kennedy, președintele american Barack Obama și secretarul general al ONU Ban Ki-moon. Vreme închisă astfel litoral cu maxime de 17 grade Celsius. La noapte în Constanța cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar minimele coboară până la 9 grade Celsius. Mâine vom avea parte de reprize lungi de soare, iar maximele urcă până la 13 grade. La noapte în Cernavodă cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și termometrele vor indica 7 grade Celsius. Mâine meteorologii au anunțat 17 grade și cer variabil. Cer senin la noapte și în Mangalia și minimele coboară până la 9 grade. Mâine soarele va alterna cu norii, vântul va sufla slab și maximele se vor situa în jurul valorii de 14 grade. Sunt convins că jucătorii sunt motivați, este declarația antrenorului FC Farul Constanța, Ianis Zicu, înaintea partidei de mâine cu CSM Slatina în etapa a 5-a din play-out-ul Ligii a 2-a. Este o partidă care nu are foarte mare importanță pentru Slatina, ei sunt retrogradați matematic, dar aceste jocuri sunt periculoase pentru că scăzând intensitatea emoțiilor și trăirilor pe care Slatina le-a dat până acum, sperând la un loc de baraj, vor juca relaxat și atunci echipa este mult mai periculoasă. Dacă ar fi fost în obiectiv și ar fi încercat să prindă un loc de baraj, această tensiune pe care ei o aveau puteau să o folosim în favoarea noastră. Dar așa va fi o partidă grea pe care sperăm să o câștigăm. Meciul cu Slatina nu va fi unul ușor, crede antrenorul Ianis Zicu. Am după ratarea obiectivului, cum vor reacționa, s-a întâmplat să reacționeze așa cum am gândit. Nu au arătat foarte bine în primele două meciuri cu Lipensia și Metalul Globus, dar în schimb la partida cu Recea, după ce am înțeles și au înțeles cu toții ce trebuie să facă, lucrurile s-au schimbat și am reușit să ne salvăm matematic. CSM Slatina FC Farul este programat sâmbătă de la ora 11 pe stadionul 1 Mai din Slatina, în etapa a 5-a din play-out-ul Ligii a 2-a. Suntem fericiți că am scăpat de orice emoție, chiar dacă a durat 3 etape până să câștigăm primul meci din play-out, spune Marius Leca, jucătorul Farului, înainte de meciul cu Slatina. Suntem fericiți că am scăpat de orice emoție. A durat 3 etape până să reușim să câștigăm prima etapă din play-out. Dar vom aborda la fel cu seriozitate. Ne dorim să câștigăm acest play-out și vom încerca să dăm cât mai multe goluri, să ne facem ușoară victoria și
la final să ne bucurăm împreună. Leca speră să continue seria victoriilor. În momentul ăsta suntem pe primul loc. Dacă vom continua seria victoriilor, eu zic că nu știu ce ar putea să ne oprească din a nu fi pe locul întâi la finalul sezonului. CSM Slatina FC Farul joacă mâine pe stadionul 1 mai din Slatina. Știrile amiezii la Dodo TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dodotv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Dodo TV sau pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate în fiecare minut, intrați pe site-ul nostru www.dodotv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă să aveți!